Eu nu spui ești tare. În ce să înțeleg? Al doilea volum al Mihaelei Mariana Casimirovici este aflat sub zodia Plutonului, poemului de calor, mistuit în mina focului. Sugerat excelent pe copertă, prin grafica autoarei, ca un vitral de un ciobul de culori, titlul cărții cu fluturii nasciobul șochează, primisându-te direct la semnificațiile acestuia. Încărcat de sensuri și simboluri, volumul este o pledoarie pentru viața poetului, uneori asemănătoare fluturelui, condamnat să trăiască prin diafragma trunchiului, semnificând mai mult ca orice metafora trecerii lui. Mereu în oglinzi ca fluturii, poemele reflectă ipostaza acestuia de rege al florilor. Așa cum poetul este legat de cerul de hârtie, până la vârfurile aripilor celor de cerneșe, Icar servil, am descătușat venele zborului, vând în toate cuvintele. Poemul scriu, pagina 129. Poetul e obligat să se înalțe prin intermediul actului său creator, în actul devine fluture din mine, puteți să respir, păstrez veșnicia în secunda cuvântului, pe care nu mai vreau să-l răstignesc, istoria mea rămâne, poemul infinit. Zburând prin flori, zburând printre flori, lucrurile el, regele, semnifică și sufletul unui războinic, căzut pe câmpul de luptă ca în poemul pe loc. Definesc pasul în timpul războiului. Nuanțelor oglinzii readuc la viață, fără reticențe, cu zgomot cadențat, e speranța fluturelui, clipind mereu aceleași secunde. Poeta nu pierde speranța tocmai ca fluturile ce iese din crisalidă, simbol al metamorfozei, al reînvierii, folosit și în mitul lui Psiche, care pe freșcele de la Pompei e reprezentată de o fetiță cu aripi de fluture. Mi se răscolesc aripile, zbaterea șoiață suflarea, agonizând prin cenușa clipelor zborul din nou, mușcând ușor din singurătate, cu ea te lipesc de trecut. Ultima stată, poemul Usman. Mi se pare semnificativ ceea ce susținea Jean Chevalier, și anume că lucrurile, în mod obișnuit, este considerat un simbol al imponderabilității și al instabilității, ajându-se la flacăra unei lumină. Asocierea analogică a flacării și a fluturelui, făcându-se din cauza culorilor și a bătăilor de aripi, simbol constant al sufletului mistuit de iubire, asemenea fluturelui, care își părăsește aripile la flacără în jurul căreia zboară. Întocmai ca și poetul, atras de lumina cuvântului, are curajul schimbării, purificării prin foc. Focul mi-a restituit ce pierdusem pe străzi. A oprit apa frivolității timpului, scrumul rămas în ceea ce a trecut prin mine, nu mă mai veghează. Vorbesc pe limba briliantului schimbării. Poemul curaj. Ca și în timpul iubirii, te chem din nou, jocul se înfioară la nebunia focului tihnit, în care m-am cuibărit, nimic nu mai seamănă cu el. Uneori mâna este un substituit al fluturelui. Mâna, un semn al numărului 5, numărul centrului lumii, alunecând simbolul către imagine. Ca în poemul fotografie. Mâna mi-a rămas agățată în locul acela,
de alungare a simțurilor, sau ca în poemul cu sufletul în ciobul, când mâinile nu se ating, lumea mea își împarte zidul cu lumea ta. Sau în poezia știi, cu două aripi care te țin de mâini, te ajuți de ghiare, fără să spui pe nume, nu vorbești, decât un glas de pasăre. Ești acasă. Tâlul cărții este sintetizat într-un catren, metaforă, moto, când fluturi în asciobul, crisalida oglinzii se sparge în mii de aripi dincolo de zbor. Dincolo de zbor se află și poetul, se află poetul cu iubirile neîmplinite, cu tristețea versului, dar fără remușcări, cu armonia visată în lumea cuvântului și propulsată în nesfârșitele contradicții ale timpului, ca în poemul un soi de blazare. Ironizând, fără remușcări, crepusculul îl cedez mâinii metrice a destinului. Gândurile devin cocor uitați ca în poezia data de zbor. Roadele spun că vin iar vibrațiile, punctează printre aștri, pașii de cocor, uitați lângă strânceana mea. Lângă strânceana mea stânge. Dar poeta Mihaela Mariana Kazimirovici respiră prin poemele sale, transmite speranța unui alt început, ca în primăvara mea e în veșnicia clipei, vorbind mereu despre înverzirea pregătită pentru o nouă planetă. Fiecare poem este o metaforă în care iubirea se află într-un zbor continuu, trist sau optimist, iar intesența acesteia o găsim în poemul Vorbă. De la începutul lumii, șerpuiește urbina, crescută într-o coastă umană, trăiește într-o iubire de femeie.